Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru luna aprilie din anul 2024. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune pentru tine. De asemenea, vom discuta despre dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație. Și uh, tot acolo, de asemenea, vom discuta despre bani, despre muncă sau carieră și apoi clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, iar în final vedem surpriza pentru balanță în luna aprilie. Uh, dragi Balanțe, în luna aprilie, în general, atenția voastră se concentrează pe relații. Da? Colaborări, clienți, partenerul de viață, uh, toată zona aceasta este activă. Da? Însă, ce vreau să menționez este faptul că luna aprilie vine cu o surpriză uriașă pentru Balanță. Da? Și eu aș merge uh, că este vorba în mod special despre relații. Da? E ceva legat de o relație, de un parteneriat, o colaborare, o poveste de iubire. Acum, Mercur este retrograd în perioada 1-25 aprilie. Și acum, nu este un capăt de lume. Însă, deciziile pe care tu le-ai luat în perioada 17 martie-1 aprilie legate de relații, acte, clienți, colaborări, vei reveni asupra acestor decizii, da? și o să revii asupra lor tocmai pentru că poate, nu știu, acolo s-a spus ceva la nervi, da? au fost niște lucruri făcute pe repede înainte uh, sau pur și simplu o revii asupra lor tocmai pentru a faci, pe, pentru a descoperi poate greșelile care au fost. Da? Ca în perioada 25 aprilie, 10 mai, lucrurile să se așeze pentru balanță mult mai da? Mult mai bine. Cu siguranță se revine asupra acestor lucruri tocmai datorită unor evenimente neprevăzute care vor avea loc. Da? Apoi avem încă o informație, așa, și anume, în perioada 1-25 aprilie, eu ți-aș recomanda să fii puțin atent pe semnarea unor contracte, semnarea unor acte. Da? Acum, dacă este ceva important, mergi și semnează, însă sfatul meu este să mergi la un avocat, poate la doi, da? să ceri două păreri, uh, nu știu, un avocat, un notar sau mai pui pe cineva să mai uite o dată, da? adică nu te arunca cu capul înainte, da? deși nu e, nu e stilul tău, dar dacă e pe ceva important, de semnat, de făcut, citești de două ori, mai cere ajutorul cuiva și E ok, da? E ok? Sau cel puțin îți asumi că lucrurile nu vor rămâne așa. Da? Avem eclipsa totală de soare pe 8 aprilie, care pentru tine, bineînțeles, produce pe casa a șaptea. Este o eclipsă de soare foarte puternică. Balanța atunci poate avea parte de o resetare privind o relație de cuplu, privind o nouă colaborare, o nouă iubire care apare din senin o împăcare pe nepusă masă da? sau o reacție total neașteptată, da, total neașteptată legată de partenerul tău. Uh, pentru unii poate să apară un proces brusc, da? un proces care nu știu, nici nu l-ați gândit. Uh, pe de altă parte, uh, balanța trece și prin niște schimbări legate de muncă, și dar și de rutina zilnică și de partea asta de sănătate. Da? Dacă lucrurile au mai fost trecute cu vederea, dacă s-au mai găsit soluții, e acum pe conjuncția aia Marte Saturn, care na, e, e guvernatoarea acestei eclipse, adică Marte este. Pot fi ruperi, bruște, pot fi eliberări, nu știu, până acum n-ai avut curaj, v ai zis, stau la locul ăsta de muncă, las că altceva mai bun n-am, nu schimb rutina zilnică, lasă că merge așa și uite, acum ai ocazia să, se rezolve o situație, doar că, repet, e cu surprize foarte mari pentru balanță, foarte mari. Apoi, avem conjuncția Jupiter-Uranus pe 21 aprilie. Conjuncția aia se simte toată luna aprilie, o să se simtă și în mai, dar cel mai puternic o să o simțim pe 21 aprilie. Acum îți imagina că fix în ziua aia se întâmplă ceva, deși orice e posibil cu uranus acolo, poate sunt lucruri care se întâmplă înainte sau se întâmplă după. Ideea este că acea conjuncție pentru balanță vine cu. O surpriză foarte mare legată de o relație, nu știu, apare un copil pe nepusă masă și atunci ce faci? Pentru alții uh, poate, știu eu, din contra, este vorba despre o colaborare acolo care fie se rupe brusc, fie, știu eu, poate să apară cineva care stia mințile. Deși eu aș merge pe o schimbare destul de mare pentru balanță care apare peste noapte, e ceva brusc, e ceva brusc, e ceva total neașteptat și ceva aș recomanda eu este să fiți să fiți puțin atenți, dar pe investițiile pe care le faceți. Pentru că e e important acest aspect. E o rupere bruscă, e o cheltuială bruscă care apare, e o veste surprinzătoare legată de o bancă, un împrumut, o amendă, nu știu ceva. Dar alții cine știe, poate aveți și un bun din punct de vedere financiar, e posibil și asta, da. Poate e o chestie în care ai investit, ai zis e, e o prostie, cine știe ce cu chestia asta și uite, acum te trezești cu surprize plăcute. Pe de altă parte, dar este vorba, repet, despre o colaborare, o relație, un proces, relația cu clienții. Nu știu, îți vine vreun client, te și zici gata, asta e tot înainte. Pentru că, uite, finalul lunii aprilie vine cu o lună plină în Scorpion, pe data de 24 aprilie, care pentru tine să știi că activează axa 2.8. Da? Și, din nou, discutăm despre bani pentru balanță, niște bani pe care îi primești sau despre faptul că reușești acum să rezolvi un lucru important privind... O colaborare privind un copil, persoana iubită, acolo lucrurile încep să se echilibreze. Însă, repet, așteaptă-te, da, și la ă, surprize uriașe, mai ales pe tot ce ține de o moștenire, o împărțire de bunuri, o bancă, o investiție, deci toată zona asta e ceva brusc, da, care se petrece acolo și poate zâmna la pachet și cu o pierdere, să zic, da, dar pierdere înseamnă, nu știu că. Îți o factură mare, ai dat banii și ai scăpat sau poate să însemne o investiție, că și acolo e o pierdere de bani, că dai bani, da și după lucrurile sunt bune. Um. Zona iubirii, zona relațiilor, să știți că este foarte activă pentru voi în, în aprilie și da, se pot întâmpla mici mari minuni, doar că, repet, prin aprilie ni se cam ia așa liberul arbitru tuturor și universul își cam face treaba Da. Hai să vedem, dragi Balanțe, ce zic Arhanghelii, dar uh, o singură atenționare aș avea eu, uh, o mai mare atenție pe sănătate aș vrea să ai și pe partea asta de rutină zilnică. Nu da? știu, e ca și cum ceva ia foc deodată, ceva se rupe deodată. Uh, avem menirea divină, numerele importante: 5, 8, 58, 85. Uh, 13 și 4. Poate sunt date importante. Culorile importante pentru balanță. Roz, albastru, galben, iar arhanghelul Camuel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să-ți revelezi menirea divină pe care ți-ai asumat-o pentru această existență și îți ofer mereu condițiile ideale pentru a o împlini frumos. Deci ă, balanța reușește să își îndeplinească o anumită menire, un anumit scop. Reușești să ți îndeplinești misiunea. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru balanță. A venit și motanul, nu știu de ce, că el n-are treabă, el e în gemeni. Născut, deci nu știu ce treabă are cu voi motanul. nu știu ce are că de dimineață parcă e de mine, tot timpul mă alintă, mă... Bun, prieten, e cineva acolo, opa. Bun, dragi balanțe, cred că a început citirea, dar e cu mare mister pentru voi luna aprilie, să știți. U uh! Cavalerul de monede, 5 de cupe, ei, balanța se pare că ușor, ușor pornește la drum în aprilie, poate să fie și o lună în care faci niște drumuri importante pentru a rezolva niște chestiuni financiare. Însă, O soarele, 10 de monede, diavolul, da. Șapte de cupe, deci multe opțiuni aici pentru balanță, privind relațiile, privind clienții, privind oamenii din jur, dar este și o lună aprilie în care iluziile astea în care cineva a stat până acum se cam duc. Asul de cupe, la baza manifestărilor tale, aici e clar că balanța experimentează noi emoții în luna aprilie, te văd prins pe un nou început din punct de vedere emoțional. Interesant este că în inima ta e 5 de monede, deci poate e o senzație de singurătate, de abandon. Unii ar trebui să fiți puțin atenți pe zona sănătății, de ce nu? Dar unii începeți să vă treziți puțin la realitate și să conștientizați că și partea asta spirituală, partea emoțională a vieții este foarte importantă. Unii puteți să auziți de o problemă de sănătate a cuiva din jurul vostru sau uh, poate să fie un moment în care balanța abandonează ceva, lasă în urmă. Împăratul în mintea ta o legătură cu zoria berbec, venusa ta va fi în berbec în aprilie, deci vei avea curajul necesar pentru a face anumite schimbări, pentru a lua hotărâri importante. Când am spus schimbări, erau 11 și 11 în filmare, deci poate e ceva important. Uh, împăratul aici să știi că vorbește și despre faptul că ești hotărât, ești sigur pe tine, dar unii puteți să rezolvați ceva important privind o instituție publică. Dar te simți aici că e ca și cum rămâi singur da, într-o colaborare sau trebuie să te ocupi singur de ceva sau vrei să ții viața în propriile mâini. Avem soarele, o legătură cu Zodia Leu, dar și faptul că tu vei avea parte de o victorie, de o bucurie. Lucrurile se clarifică pentru tine în această lună aprilie. Pentru unii văd clar o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. 10 de monede, casa și familia, toate astea sunt importante. Balanța se poate întâlni cu prietenii în aprilie sau poți să ai un eveniment simbolic, un eveniment frumos din punct de vedere personal. Diavolul în, în mintea celuilalt, o legătură cu zodia Capricorn. Deci, e cineva aici care uh, cumva încearcă să manipuleze sau încearcă să uh, mențină un grup unit, o familie unită, o relație unită. Uh, este aici o persoană foarte independentă din punct de vedere financiar, poate este o persoană autentică, dar și cineva căruia îi place să manipuleze. Da? Este o persoană puternică aici, cunoscută. Însă eu așa cred că în relațiile tale lucrurile în sfârșit devin sigure, da? devine acolo ceva mai palpabil, ceva mai stabil. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru luna aprilie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invităm cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, tot acolo vorbim și despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație, că avem multe lucruri de discutat aici, și tot acolo discutăm despre bani, despre muncă, pentru că și zona aceasta este foarte activă pentru tine și se întâmplă lucruri. Apoi clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, iar în final vedem surpriza pentru balanță în luna aprilie. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o lună aprilie cât mai frumoasă, cu eliberări și cu surprize, cât mai plăcute sufletului tău.